Cei care s-au născut în zodia Berbecului vor avea în ziua de 29 iunie preocupări legate de stabilitate bănească. Nu știu în ce măsură vor reuși să facă niște achiziții sau să consolideze un statut salarial, dar preocuparea există, nemulțumirea există și elemente destabilizatoare persistă din trecutul ultimelor 2, 3, 4 luni sau poate chiar de anul trecut încoace. Între 30 iunie și 1 iulie, moment bun pentru discuții, pentru afirmare, pentru cooperare. Între 2 și 3 iunie, se poate spune că sectorul casei, al locuinței și al relațiilor de familie, este deja vedetă. Acolo este sensul vieții, acolo se află soarele în tranzit, acolo, începând cu ziua de 3 iulie, își va face simțită prezența și planeta Venus. În felul acesta avem niște accente astrale care nu sunt singure, pentru că ele vor fi amplificate, completate, dezvoltate, nuanțate și de luna nouă care se va construi în acest semn al racului. Și atunci toate problemele de familie par să fie mai importante parcă decât în săptămânile trecute, mai actuale, ori mai urgente, ori mai deranjante, depinde. Sigur că planeta Venus pe fond ar trebui să aducă șansa unor mici rezolvări, speranța unei îmbunătățiri și disponibilitatea de a trăi într-un plan afectiv tot ceea ce se întâmplă chiar și în plan material. Vânzări, cumpărări, atașamente față de niște obiecte de bunuri. Nu vor să vândă casa. E nevoie de bani, dar nu se hotărăsc. S-au atașat atât de mult prin amintiri, prin trecut, prin legături de familie, decât de un obiect pe care nu vor să-l înstrăineze. Sau, în fine, cu chiu cu vai îl vând, dar suferă ca și cum li s-a întâmplat un mare necaz. Implicări în viața părinților, în măsura în care se înțelege, avem de-a face cu persoane tinere cărora părinții le trăiesc și pentru care trebuie să aibă timp, răbdare, energie, bani ca să le acorde asistență, ajutor și cooperare. Nu-i chiar atât de simplu. Începe să se intre într-o altă combinație de unde până acum am avut niște opoziții și niște relații pe direcția Rac-Capricorn. Acum se accentuează opozițiile construite de Soare, care se apropie din ce în ce mai mult, cu cât înaintăm spre 5 iulie, de sensul vieții. Și Saturn, la rândul lui, este în permanență și în continuare până pe 2 octombrie în conjuncție cu pedeapsa în viață. Este, hai să spunem așa, o ciudățenie a acestui tranzit, faptul că Saturn este în mișcare retrogradă, dar nu reușește să se distanțeze de nodul sud și rămâne cu fiecare grad în permanență în conjuncție la grad perfect. Acum, săptămâna care vine, va fi la gradul 17. Săptămâna trecută a fost la gradul 18 și tot așa o ține. Asta înseamnă însă că există multă determinare și că lucrurile nu sunt chiar atât de puțin importante cât ar vrea unii să le minimalizeze sau să le ignore, că există motivație puternică, iar dacă ele nu se rezolvă, înseamnă că nu au resurse berbecii. Nu au bani, n-au timp, n-au idei, n-au minte, n-au sănătate, n-au atenție, n-au maturitate. Poate că tratează într-un chip vinovat cu superficialitate toate acestea, sau poate că întreaga conjunctură în care trăiesc este de natură să nu le deschidă nicio perspectivă. Și atunci nu au decât să înregistreze faptele, să le trăiască în continuare cu regretul și nemulțumirea de rigoare și să aștepte o perioadă mai bună. Între timp, pe 2 iulie, Marte a intrat în zodia leului, în casa a 5-a, a sentimentelor, unde
se va afla la sfârșitul săptămânii deja în conjuncție cu Mercur. Tot felul de vești, idei, propuneri sau obligativitatea de a da niște răspunsuri. Dacă doresc să rămână într-o relație, dacă doresc să dea acelei relații altă valoare, altă greutate, altă deschidere, trebuie să-și dea și lor înșiși niște răspunsuri cu privire la seriozitatea și temeinicia sentimentelor lor față de cineva. Ei trebuie să fie foarte lămuriți și chiar vor dori să rămână singuri cu gândurile lor niște zile ca să înțeleagă ce se petrece cu ei. Dacă le este mai bine alături de acea persoană, dacă le-ar fi și mai bine dacă relația ar continua, dacă este oportun să dea un pas înapoi sau să rupă relația, în fine, ceea ce va ține de gestionarea relației este o chestiune care privește viața fiecăruia și latura biografică, care nu poate fi anticipată de noi. Mai e nevoie și de harta personală. Dar rămâne vizibilă, atât cât putem să vedem pe harta cerului pentru acești nativi, nevoia de a se limpezi ei înșiși, de a se lămuri cu privire la calitatea persoanei, natura relației, vocația acelei relații în viața lor, utilitatea. E multă energie și determinare și faptul că Marte este într-un semn masculin și armonic cu cel al berbecilor nu face decât să sporească dorința lor de a privi lucrurile cu bărbăție și curaj, cu luciditate, fără concesii, fără milă, fără păcăleli și adormirea simțurilor. Și atunci s-ar putea ca unele persoane, mai ales cei tineri născuți în zodia berbecului, să aibă reacții mai brutale, sincere, e adevărat, dar brutale și poate deranjante, supărătoare pentru cei care asistă, văd, sau cei cărora le sunt adresate acele cuvinte și ei să fie personaje obligate să se execute, să intre în jocul acestora, dar nu ca parte activă, am și eu ceva de spus. Nu, e pe ideea, n-ai nimic de spus, va fi așa cum vreau eu, dacă eu vreau bine, dacă nu, nu, îți place bine, nu ne despărțim, astea-s condițiile mele, le accepți bine, nu ne despărțim. Ideea de despărțire apare sacadat, apare tot timpul, apare ca un leitmotiv, pentru că este de fapt elementul cheie care îl interesează pe câte un berbec. Vorbind de relațiile afective, de poveștile de dragoste, de aventuri, nu vorbim de căsătorie neapărat. Între 4 și 5 iulie, aceeași casa a 5-a despre care am început adineauri să vorbim, invocând intrarea lui Marte în acest sector, este colorată și de tranzitul lunii. Vom avea în felul acesta pe 4 și pe 5 iulie 3 planete în casa a 5-a sentimentelor care le pot da altora, în afara nevoii de a se lămuri și de a se hotărâ ce fac, mai este și plăcerea de a trăi intens, de a se bucura de viață, de tinerețe, de tot ceea ce au la îndemână. Timp liber, bani, disponibilitate, chef de a călători, de a face sport, de a dansa, de a se mișca, de a iubi, de a fi iubit. Sunt destul de orgolioși, de vanitoși, de exigenți cu propria lor viață și existență. Nu acceptă lucruri de proastă calitate, relații banale, plicticoase, care nu le spun nimic și care nu-i aduc într-o stare de efervescență interioară, pentru că vor să trăiască intens. Nu este momentul când, măcar din punct de vedere afectiv, cei născuți în berbec să-și propună să fie liniștiți și lăsați în pace.